Salut, eu sunt Sorin de la Killer Banana iar azi, iar vreau să vorbim despre ultimele episoade din Infinity Train și să vă zic așa și părerea mea despre aceste episoade. Bun, dar înainte de a începe clipul de azi, nu uitați să distrugeți butonul de like, cel de subscribe, dar și clopoțelul pentru a vedea ceea ce mai e nou aici. Ok, hai să începem! Iată că am ajuns la finalul acestui book 3 și da, după toate aceste episoade din Infinity Train, ne-am făcut o părere și după acest book 3. Infinity Train continuă așadar să fie unul dintre cele mai bune seriale făcute de către Cartoon Network în ultimii ani și chiar e o speranță destul de mare pentru următorii ani. Am văzut în acest book 3 cum relația lui Simon cu Grace trece prin multe lucruri și deși Simon pare personajul negativ al seriei, nu știu ce să zic, el este în așa fel construit încât pare că acțiunile sale au o justificare. Da mențin părerea despre Infinity Train, cred că este unul dintre cele mai bune seriale Cartoon Network din momentul de față și sunt convins că va continua, dacă va continua, să fie unul dintre cele mai bune. Nu se vede clar că de la sezon la, la sezon chiar devine mai bun. Aș putea spune chiar că acest al treilea sezon chiar a fost cel mai bun. Na, poate la diferența mică de primul totuși, dar mi se pare că a fost bun și asta. Dar, luat pe total, Infinity Train este o aventură destul de wow și uh, se leagă o mulțime de chestii în el și uh, merită. E ceva ce ar trebui să vedeți. Dacă n-ați văzut încă Infinity Train, vă recomand pentru că nu veți pierde timp urmărindu-l. Și chiar este un serial de care Cartoon Network avea nevoie, pentru că în momentul de față multe s-au terminat pe Cartoon Network. Nu se știe ce va fi în următorii ani, dar din punct de vedere al serialelor quality, mă refer aici, Infinity 3 n-ar avea o șansă să fie unul dintre cele mai bune seriale din următorii 10 ani. Dacă Cartoon Network va fi de acord și va susține această dezvoltare a serialului, lucru care deocamdată scârție așa. Zic asta pentru că momentan nu se știe nimic despre sezonul 4, iar chestia fiind dublată și de faptul că Owen oh, Dennis chiar a anunțat faptul că sunt probleme cu seria, lucrul ăsta chiar întărește și faptul că e posibil ca serialul să nu mai fie continuat, iar posibilitatea ca acest lucru să se întâmple este una destul de mare. Sincer să vă zic că acum după ce l-am urmărit, n-aș prea cataloga Infinity Train ca fiind un desen animat pentru copii. Sunt niște subiecte destul de deep acolo, sunt niște scene destul de chiar de groază, dacă mă refer în special la acest sezon 3. Bine, dar în fiecare sezon este câte o scenă de genul. Da, să zicem că ar putea cartinator dacă ar vrea neapărat, să dea pe post Infinity Train, să cenzureze chestiile alea mai gor așa, dar legat de ceea ce se va întâmpla în continuare cu infinit Train, având în vedere că nici un Denis, care e creatorul, nu prea știe nici el. Deci suntem într-o chestie așa și așa. Din ce am mai citit totuși pe net, zvonuri pentru un alt sezon ar exista, dacă nu este deja mm -hmm. in the making, ceea ce ar fi foarte uh, fine, dar nu e nimic sigur. Adică <laughs> chestia legată de Infinite Train este... Uh, încă de când a început serialul, practic, este ceva așa, 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 adică după cum, după views-uri, după alte lucruri uh, care sunt importante pentru cei de pe platformele de streaming, decât uh, efectiv conținutul. Ceea ce e bad, uh, e bad pentru noi, așa, cei care am urmărit și care chiar uh, am, uh, am devenit fanii seriei. Acum, da, nu știu, eu, eu sper să continui, mai ales pentru că și acest al treilea sezon a fost chiar wow, după cum am scris și în titlu, și tare aș vrea să continue, dar nu se știe mai nimic. Eu sper ca lucrurile astea să se regleze în timp și Infinity Train să aibă parte de mai multe pe viitor, pentru că ar fi de preferat ca povestea să continue. Voi ce spuneți despre ultimele episoade din Infinity Train? Puteți să lăsați un comentariu mai jos și vom mai vorbi. Dacă mă pui la final o să se mărească vacanța cu 14 zile. Eu sunt un spirit și dacă nu mă pui la final toate bananele tale vor fi posedate de mine și apoi le voi întoarce împotriva ta. <hihilă> Sorin, mie îmi place de etnie. Tu zâmbești indiferent ce pățești. Tunde-te!